că am îndrăznit măcar să visez, nici măcar cu mintea mea de copil, că voi ajunge după atâta timp din nou la Jocurile Olimpice, mai ales că această ediție este cu totul și cu totul specială, poate chiar mai specială decât Atena 2004, cea care mi-a rămas întipărită în memorie, faptul că am fost prezentă pentru prima dată în viață la Jocurile Olimpice și a lăsat amprenta asupra mea. Iar acum, pentru a cincea oară acolo, o să fie, nu știu, o surpriză la fel de mare, pentru că totul s-a schimbat. Pe lângă surpriza pandemiei, am avut și această intervenție la genunchiul drept, care m-a ținut mai departe de planșă și mai departe de antrenamente. A fost greu, a fost extrem de dificil să înțeleg și să accept, de fapt, că trebuie să învăț să merg din nou. Acum sunt din nou pe picioarele mele, înapoi pe planșa de scrimă și cu poftă de scrimă, cu poftă de joacă. Mi-am dat seama că vreau să devin un campion la vârsta la care încă n-aveam o definiție pentru cuvântul campion. Doar că îi vedeam pe sportivii mai mari, pe sportivii consacrați, mari campioni ai României, antrenându-se aici în sala din Ghencea și spuneam în fiecare zi că într-o zi o să fiu ca ei. Habar nu aveam ce înseamnă campion olimpic, campion mondial, campion european, doar că voiam să fiu ca ei, pentru că toți le arătau respect. După Rio am închis un capitol din cariera mea și din viața mea, un capitol din istoria echipei de spadă feminină a României și am pornit de la zero, construind pas cu pas drumul spre Tokyo. A fost un drum plin de surprize, dar a fost ambiția mea și dorința mea de a-mi demonstra mie înainte de toate că pot, pentru că toată cariera am fugit după validare, am avut nevoie de confirmări și de această dată am zis că vreau să merg acolo pentru mine. De Londra n-aș putea să spun că m-am bucurat în vreun fel, nici de oraș, nici de nimic, nici ce a fost acolo. Londra a rămas în continuare rucsacul acela plin cu bolovan pe care îl car după mine. Dacă Londra nu s-ar fi întâmplat, n-ar fi existat nici medalia de la Rio. Și nu este vorba de rezultatul de la acea ediție a Jocurilor Olimpice, cât despre faptul că am simțit noi toate că ne-am bătut joc de munca noastră și asta ne-a durut mai tare decât rezultatul în sine. Din 2004 mi-am dorit atât de mult să ajung pe podiumul olimpic, încât în 2008, când m-am văzut pe treapta a doua, nu-mi venea să cred. Fusesem atât de aproape de aur. Aurul nu fusese niciodată al meu. Chiar atunci, în momentul acela, mi-am promis că într-o zi voi ajunge și eu acolo, indiferent că va trebui să muncesc și să mă lupt cu mine. Diferența la marile competiții o fac aceste două degete, așa cum bine spunea domnul Dan Podeanu. Cine reușește să țină mai bine nervii va avea o șansă în plus. Mi-e teamă de toate adversarele în frunte cu mine. La jocuri ajunge să-ți fie teamă de umbra ta. Nu poți să spui că mergi la Jocurile Olimpice și ți se cuvine ceva. Nu există, e cea mai mare greșeală. Mi-e se frică de oricine voi întâlni pe planșă, dar voi face în așa fel ca această frică să mă ajute să-mi învingă adversarele. Prima mea medalie surprinzătoare a fost în anul 2002 la campionatul mondial de seniori de la Lisabona. A fost momentul în care eram doar un copil care s-a strecurat pe podiumul mondial, mulțumită faptului că sportivele consacrate nu m-au luat în seamă. Ei, nu vreau să repet greșeala lor. Exact asta nu vreau să fac de această dată și voi trata serios fiecare asalt, indiferent că am în fața mea o junioară sau o trăgătoare din generația mea. Voi merge acolo pregătită pentru oricine va sta în cale. Și chiar dacă se va întâmpla să nu-mi iasă la Jocurile Olimpice, cu siguranță nu va fi de vină ploaia, vremea neprietenoasă sau operația suferită acum un an de zile. Exclus așa ceva. Obișnuiesc să spun că cea mai dragă și cea mai importantă medalie pentru mine este următoarea. Dar fiecare medalie are o poveste. În fiecare trofeu câștigat am investit muncă, chiar dacă am două medalii la Jocurile Olimpice, chiar dacă de această dată nu merg pentru altcineva decât pentru mine, îmi doresc la fel de mult o medalie. Thank you.